Vreau să vă întreb, șoferul mașinii, șoferul BMW-ului, era beat când a făcut acest accident? Da. Beat, puțin spus. Era în comă alcoolic aproape. El a vânt o alcoolemie de 1,7 la mie în sânge. Ziua în amiaza mare, la ora 12, soare puternic pe cer, vizibilitatea avea, chiar nu înțeleg cum de n-a frânat deloc. El pur și simplu mi-a izbit, soția a luat-o din plin, fără să calce frâna deloc. Eu mi-am văzut soția în aer, a fost ceva de groază, nici în cele mai negre vise nu imagineam că o să văd eu așa ceva. Da, e înfiorătoare această poveste. Liviu îl cheamă pe șofer, nu? Ați încercat să luați legătura cu el, să vorbiți? Pentru că am înțeles că nu este reținut, nu este arestat, nu? Da, a trecut prin aceste etape, a fost eliberat după aceea. Da. S-a angajat din nou la primăria din... Da. Asta mă nemulțumește foarte mult. Că dacă eram eu locul dânsului, cred că eram în pușcărie la ora aceasta. Nu știu de ce am eu presimțirea asta. Dumnealui acum unde lucrează? Din câte știu, la primăria din Cristian, nu știu exact pe ce funcție. La primăria din Cristian. Da. Bun, oameni buni, avem nevoie să-l ajutăm pe acest om care vrea să-și salveze soția. Așa că, nu uitați, 8828, 2 euro. Și astăzi, după 6 luni, astăzi se împlinesc de la tragedie, Laurențiu Ganea pare un om tare ca o stâncă, sau cel puțin așa vrea să pară. Ochii lui au văzut foarte multe nenorociri și după câte a trăit, știe că lacrimile nu ajută la nimic. Știe că trebuie să fie tare omul ăsta pentru a putea să se dedice în totalitate salvării soției lui, salvării Iuliei. Iar cu ce gânduri privește acum tot ce s-a întâmplat, vedem într-un material pe care el l-a realizat oarecum la fața locului după ce s-a întâmplat accidentul și după ce a trecut ceva timp. Haideți să vedem acest material și apoi revenim în direct. Astăzi face 6 luni de când este în comă. Ne doream să fie altceva, să sărbătorim nașterea copilului, botezul. Cea mai dificilă intervenție a fost cu soția lui. Mai dificilă de atât, nu cred că se poate. Doream foarte mult copilul. Eram o familie fericită, ce să zic. Acum sunt singur. De 6 luni, Laurențiu Ganea trăiește un zbucium sufletesc de nedescris. De jumătate de an se roagă în fiecare zi ca Iulia să-și revină din comă și să fie din nou alături de el. Un munte de tărie, bărbatul nu spune cuvinte mari, nu jelește, nu-și smulge părul din cap. Povestește curat și la obiect cum s-au întâmplat lucrurile în cea mai tristă zi a vieții sale. Nu a fost antrenat pentru istorisiri pompoase, ci pentru intervenții precise prin care să salveze viața oamenilor aflați în pericol. Paramedic într-un echipaj smurt, Laurențiu salvează zilnic vieți, vede zilnic moartea și e obișnuit cu secundele critice care fac diferența dintre ele. În 18 mai și-a resuscitat soția însărcinată în 8 luni pe Caldarâmul Rece, imediat după ce șoferul inconștient a lovit-o cu mașina. A reușit să o țină în viață și a așteptat calm, fără să-și piardă cumpătul, ca echipele de intervenție, colegii lui, să vină și să-i preia soția la spital. Colegii din dispecerea ne-au anunțat că avem o gravidă lovită pe trecerea de pietoni în comuna Cristian. Când am ajuns la fața locului, l-am văzut pe Ganea Laurențiu, care este și fiul meu, plin de sânge. Atunci mi-am dat seama că cea care este lovită este fiina mea. Era într-o stare critică, abia respira. Nașii lui Laurențiu și ai Iuliei au fost chemați într-un suflet la spital pentru a-l boteza pe micuțul a cărui viață se stingea încet. Greu, a fost foarte greu, pentru că hăinițele lui de botez au fost cele care l-am și mormântat. Colegii lui Laurențiu, oameni alături de care el luptă umăr la umăr să salveze zilnic vieți, sunt uimiți de stăpânirea de sine de care dă dovadă paramedicul în situația dramatică în care se află. El a rămas tot timpul tare și acum cere mereu să fie pe intervenție, să ajute oameni. Mergem împreună la intervenții, nu are niciun fel de problemă, își dă
tot ce pare el mai bun, să ajutăm, să salvăm, să meargă treaba bine. În afara faptului că au salvat și alți copii și a resuscitat singur copilul de două ori. Deci a dat dovadă de o tărie de caracter foarte, foarte puternică. Am rămas puțin noi așa. Am fost noi mai emotivi decât el. Laurențiu și Iulia aveau planuri mari de viitor. Din munca lor și din credite bancare, cei doi reușiseră să-și ridice căsuța la care visau. Azi, când visurile s-au năruit, cel puțin pentru moment, Laurențiu recunoaște fără cuvinte prea mari, în timp ce se joacă cu verigheta pe deget, că îl doare că nu au mai apucat să se bucure de căminul lor ca o familie, așa cum sperau. Vis-a-vis este camera copilului, ne pregăteam să luăm și căruciorul și tot ce trebuie pătuți. Aveam planuri făcute. Felul în care a reușit să ducă pe umeri greutatea unei pierderi atât de mari i-a făcut pe cei din jur să îl privească cu multă admirație. Cu toate astea, în glasul lui Laurențiu se ascunde un regret. N-am putut să fac mai mult și chiar îmi pare rău. Aș fi vrut să fac ceva mai mult, dar cred totuși că am făcut tot ceea ce am putut. Laurențiu rememorează acum extrem de lucid momentul accidentului. Ca un martor obiectiv, paramedicul descrie momentul în care viața lui a luat un alt sens. Este conștient că dacă nu ar fi avut meseria de salvator de vieți, astăzi poate soția sa ar fi fost în ceruri alături de fiul lor. Ați simțit vreo clipă pericolul? Nu, chiar nu am simțit nimica, nu. Nimica, nu. V-a smuls-o din mână efectiv atunci? Da, mi-a smuls-o din mână. Nu știu cum am reacționat eu, de-am făcut un pas înainte pe ea. Din păcate, n-am putut să o mai trag și mi-a aruncat-o în aer, vreo 10 metri, dacă nu mai bine. Eu am văzut-o plutind în aer când a aterizat pe asfalt. Lucrând ca paramedic, știam riscurile care sunt și i-am acordat primul ajutor soției. Am pus-o în poziția lateral de siguranță, am eliberat căile aeriene. Am știut ce să-i fac, dacă nu... Cred că acum nu mai vorbeam despre ea. Iulia este în comă încă de la accident și acum este internată într-un spital din București. Laurențiu se împarte între munca de salvator la care nu vrea să renunțe și vizitele pe care le face soției care luptă pentru viață. La două zile sunt la ea, când lucrez sunt aici, după aia mă duc spre spital la București, stăm acolo două zile, tot așa suntem pe drumuri. O zi la muncă, două la București, de 6 luni de zile. Suntem numai pe drumuri. Ea reacționează în vreun fel? Reacționează, deschide ochii, privește, dar nimic mai mult. Este ea reactivă, cum se zice. Ce îi spuneți când mergeți la ea? Cuvinte frumoase, că o iubesc tot timpul. Am spus așa de 10 ani de zile de când suntem împreună. Aceleași vorbi le spun că o iubesc. O iubesc ca în prima zi și o voi iubi toată viața de acum încolo. Promit că o să fiu alături de ea și la bine și la rău. Cum ne-am jurat acum un an la biserică. De auzi, ne aude, sunt sigur că ne aude, dar nu poate ea să reacționeze mai mult. Acum două zile am strâns-o de mână și i-am zis să îmi clipească de două ori, mi-a clipit, a fost un moment extraordinar. Am simțit-o din nou în preajma noastră. Reîntoarcerea la locul accidentului îi aduce lui Laurențiu filmul trist chiar în fața ochilor. Tot timpul evit să trec prin acest loc. Prefer să ocolesc decât să trec în acest loc. Am momente când treci cu ambulanța în aceste locuri. Tot timpul mă rog, îmi spun o rugăciune pentru soția mea să fie bine. Șoferul băut care a intrat cu mașina în soția însărcinată a lui Laurențiu pe trecerea de pietoni a primit 2 ani și 3 luni cu suspendare pentru fapta lui. Chiar dacă sentința nu e definitivă, lui Laurențiu pedeapsa îi se pare prea mică. Ne judecăm, a fost primul termen, n-am fost mulțumit de sentință. 2 ani și 9 luni cu suspendare mi se pare foarte puțin. Pentru că mi-a omorât copilul, el a primit 9 luni cu suspendare. Nu-mi vine să cred așa ceva, nu. Chiar nu pot să concep aceste treburi, nu. Ce credeți nu sunt de acord. Merita el? El trebuia să primească o pedeapsă mult mai mare și cu executare. Eroul din Brașov nu-și pierde însă speranța. Crede că dacă va reuși să o transfere pe Iulia la o clinică specializată din Viena, aceasta se va reface, iar casa lor se va umple din nou de veselie. Plină de copii. Noi doream foarte mult copilași, de aceea am și făcut pe Robert, dar i-am promis soției mele că vom face în continuare. Vom umple casa, îi promit. Numai să se facă ea bine.